Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Discuția noastră despre bacalaureat a strânit multe amintiri. Am primit spontan o sumedenie de mesaje de la ascultători. John îmi amintește că protocol s-a dat și prin 2008. De fapt, nu că îmi amintește, mă informează. Eu am spus că 98 a fost ultima generație cu protocol, pentru că noi, generația 99 de bacalaureat, n-am mai adunat bani de protocol. Nu cred că protocolul e nemuritor. Ba nu, au fost puse de luptă anticorupție în țara asta de-a lungul istoriei, știi? Au mai avut oamenii de asta. Hai, domnule, nu e ok să dăm protocol. De-aia care veni și în 2006, zice Dragoș. Iar cineva mi-amintește că noi am fost prima generație 99 care n-am mai dat sport la bac. Sincer, eu nu știu că oricum n-aș fi dat sport la bac nici dacă aș fi putut. Luca, tu ca și mine ai dat în 99, am fost prima generație cu istoria obligatorie. Nu spune că nu te-au lăsat să copiezi la istorie. Că nu te cred. Dar nu mi-aduc aminte. Ai dat la istorie? Am dat la istorie, dar nu mi-aduc aminte de alte materiale. Ce are, mă, istoria e foarte frumoasă. Care e problema? Păi da, nu mi-e mi-aduc istoria. Uite, asta. Cine ne-a povestit un ascultător că în 2000 la BAC, la proba de info, deci e de-al meu. Ne-au lăsat să ne mai consultăm. Eram doi mai pricepuți la info. Unul într-o clasă cu jumătate dintre colegi, altul în altă clasă. Le-am dat tuturor să copie. Aici se copie. Se copie, că e pe informatică. Așa? Mai puțin ultimul subiect ăla greu, ca să fac diferența. Aha. Și l-a greșit. Mulți au luat 10, iar eu 8-50. Păi și ei aveau capacitate de sinteză, prietene. Zice, măcar am făcut și eu ceva bonus după proba de informatică. Deci le-a dat și contracost. S-au consultat între ei. Da, cel mai caragios examen pe care l-am dat a fost nu la bacalaureat, ci la facultate, nu mai știu prin ce an, într-un an terminal, era un examen de specialitate. Băi, a venit proful, ne-a dat subiectele, erau chiar super nasoale. Și nu puteam să mișcă, adică stătea geană pe noi, cum să spun, nici să strănuți nu putea, da vreo doi afară care s-au întors în stânga, în dreapta și eram încremeniți. Și, mă rog, în gașca noastră de trei prieteni, am hotărât că n-are rost să mai stăm. Doi am dat biletele, al treilea a zis că eu mai stau un pic. Am plecat, ne-am dus la bărulețul facultății, am băut Pepsi, am jucat cărți. După vreo două ore, prietenul nostru nu ieșea, așa că ne-am întors să ne uităm pe fereastră, să vedem ce se întâmplă în sală. Profesorul plecase și asistentul, probabil că în semn de protest față de salariul lui mic sau poate fusese abuzat de domn profesor, rezolva toate problemele, le rezolva pe tablă. Mamă, și asta ai putut intra, nu? Ba, dar n-am fugit niciodată de repede pe un culoar ca să ajungem înapoi la examen, să facem ceva măcar de 5 să luăm. Și când să intrăm pe ușă, pe derapaj, pe... A venit profesorul. Da, a deschis profesorul ușa și a zis, ați ieșit ca proști, a? Și asta a fost. Dacă mai aveți experiențe de genul ăsta, de la examene importante, 0372-069-599. Vrem poveștile voastre, la examene. Sau mesaje, mai degrabă examen. Mesaje, 0728-3132. Ce examen super ciudat și caragios ați dat în viața voastră? Zice, am dat bacul la matematică în loc de sport. Matematică oral. Am fost singurul din liceu care a optat pentru matematică. Au făcut comisie pentru mine singur. Cred și eu. Întâmplări de la examene. Asta ascultăm de la voi. Am primit foarte mult. Da. Asta, la mine cel mai caragios examen a fost în anul 4 la Politehnică, când aveam o restanță încă din anul 2 la rezistența materialelor 2. Așa. Ideea era că trebuia să faci media, erau 3 probleme în examen și trebuia să faci la media lor să fie 5, să iei examenul. Rezistența materialului, ca idee, nu mi-a plăcut, nu că nu mi-a plăcut. Înțelegeam un tip de problemă, în momentul când se schimba figura pe care trebuia să facem calculele, mă dădea cu totul peste cap. Am reușit cu chiu cumva să fac fix de 5 din fiecare problemă și atunci la final profesorul mi-a zis în toată sala aia, 100 și ceva de persoane, Putărescu, ești cel mai bun exemplu de minimă rezistență. George din București. Mulțumim tare mult, George din București. Hai să intrăm și în direct cu cei care ne-au sunat. Ia să vedem. Cristian, bună dimineața. Am văzut subiectele. Cristian. Bună dimineața, băieți. Bună. Vreau să vă povestesc că despre examenele mele altundeva decât în România. Eu n-am fost student în România, am fost student la Universitatea din Milano și asta în anii 90, înainte de
Bologna și de toată nebunia asta. Da. Și vreau să vă spun cum se desfășurau examenele de acolo. Eu am făcut științele politice și niciun examen din cele multe pe care l-am avut nu a fost scris. Toate examenele erau orale. Și era profesorul plus asistenții. La ce specialitate? Ce specialitate? La științe politice. Da, ok. Științe politice. La științe exacte, cred că se dau și examene scrise. Dar înțeleg, științe politice, așa. Dar ai avut vreo întâmplare ieșită din comun la vreun examen? Că asta era tema de azi. Păi, eu vreau să vă spun că, de fapt, toate erau ieșite. Eu venisem din... Că erau ieșite din comun, că erau serioase. Dai că spun cum. Eu veneam după un an de filologie în România, la Cluj. Așa. Și știam cum erau examenele orale aici. Adică luai bilețelul, te așezai, te gândeai, scriai pe hârtie două, trei note. Acolo, în schimb, te așezai, eu dădeam pașaportul și carnetul de student și spunea, bună ziua, vorbiți despre cutare. Pe loc, pac! Și... Da. Probabil că e mai interesant așa, mi-aș fi dorit și eu să am astfel de examene. În 95 am dat bacul. La matematică am picat, clasa noastră s-a împărțit în două și am picat într-o clasă unde eram cei mai slabi la matematică. Profesorul de supraveghetorul care ne supraveghea s-a dus dincolo să ia rezolvarea problemelor. Ni l-a dat, să vedem prânz să mai ne inspirăm. Pe mine m-a prins directorul. Directorul mi-a zis să nu cumva să mă prindă președintele comisiei. După un sfert de oră a intrat președintele comisiei, m-a prins și el. A zis că nicio problemă, numai să nu mă prinde directorul. Ce? Bă, bă, n-ai cum în țara asta, n-ai cum. Salut, Ciprian. Salut. Salut, Ciprian. Salut. Stai că am mai încet. Te rog. O să le zic foarte repede pe două. Primul, cel mai tare examen care l-am dat și foarte... Eu am terminat la UTCB în București. La hidraulică a venit profesorul, un profesor foarte exigent, ne-a adus 20 de subiecte diferite la ora 8 dimineață, ne le-a dat, erau foarte grele și a plecat și ne-a zis, mă copii, de acum vă duce și la Biblioteca Națională, unde vreți voi, eu vin la 8 seara să iau subiectele înapoi, vă duceți, vă culcați, faceți ce vreți, eu la 8 seara vin să iau subiectele, a fost cel mai tare, ne-am dus tot la facultăți, la toate. Și cel mai fan examen care l-am dat, genul, a fost un inginer înainte, doamne, studentele în față, țara inginer te face, aveam tot așa un examen, eram în anul 5, trăgeam la bursă, dar aveam o restanță din anul 1. Profesoara știa că e restanța la mine din anul 1, știa că nu pot să trec. Bineînțeles, m-a controlat, mai avea puțin și la chirios să vadă dacă copiez. Da. Bineînțeles, n-a știut toată materia, evident, că eram anul 5, nu mai uitam la anul 1. Așa. Făcusem de vreo 7. Păi dau examenul, zic, aole, bine că am trecut, dă-l în doamne, iată-mă numai. Și zice, Ciprian, aha, caposecciorul meu se cheamă. Așa, și mai știi vreun subiect? Zic, da, ia trece-mi bacă, scrie. Am mai scris eu ce, doamne, iată, mai a trecut prin cap. Zice, da, luați, bine, uite, vezi cum te-ai dus la 8, pomul să uite la data mea de naștere. Și că, aha, berbeca, bărbatul meu, mai știi vreun subiect? De că aș zis, doamne, că exagerăm acum. Ai luat 10 zile, că ai luat 10. Nu, m-am oprit la 8. Am făcut și berbecul. Am avut și berbecul. Bravo. Și urmă zice, uite, bă, că ai învățat. Dar vrei mai departe, zic, doamnele, exagerăm, lăsați. Da. Nu, doamne. Bine, că n-avea și vreun vecin care avea vreo... Hai să încheiem cu o poveste foarte mișto a lui Cătălin, care a dat bacul grila. A fost un singur an în care s-a încercat acest experiment. Și înainte cu vreo două luni de data bacului, m-am răzgândit să dau bacul la fizică în loc de informatică. Când mi-au dat subiectele, mi-am dat seama că habar n-am de nimic. Așa că am împărțit o foaie în patru și am notat ABCD, unde se oprea vârful pixului, aia era varianta pe care o puneam. Am luat cea mai mare notă din liceu, 8.20. Și mai e un mesaj care mi-a plăcut mult. Cred că e pentru mine. Neața, la BAC mi-au picat moromeții. Norocul meu a fost că văzusem filmul cu două săptămâni înainte și am scris. Bun, bravo! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.